Dragii mei, astăzi vă prezint un drop de pui în foietaj, simplu, gustos și foarte rapid. Este o alternativă a drobului de miel și se poate prepara pe toată perioada anului. Inițial am fiert 600 de grame de ficăței de pui, 150 de grame de pipote și 150 de grame de pulpe. Le-am tăiat cu bulețe, apoi le-am pus la răcit după care într-o tigaie la foc mediu am pus 200 ml ulei, o legătură de ceapă verde tăiată mărunt, una de pătrunjel și una de mărar. Le-am călit 2 minute, apoi le-am pus la răcit. După care am uns cu ulei o tavă cu mărimea de 25 pe 11 cm și am îmbrăcat-o cu un foietaj. Exact așa cum vedeți că am procedat eu în video. După care, cu o furculiță, am înțepat foaia pentru a rămâne nete de la copt și am amestecat bine carnea cu ficatul. Apoi am adăugat o lingură de sare, o linguriță de piper, verdeața călită și un praf de usturoi. Apoi am bătut bine cu furculița 4 ouă și le-am pus peste compoziție. Dacă aveți, puteți pune și codiție de usturoi verde. Am omogenizat totul foarte bine. Apoi am pus un sfert din această compoziție în tavă. Am presat bine cu o lingură și între timp am fiert și patru ouă pe care le-am decojit și le-am așezat în mijloc. Și în sfârșit am adăugat restul de compoziție pe care am presat-o bine cu o lingură. Apoi am închis bine capetele foietajului, roată prejur, Iar deasupra am format acest model pentru a-l sigila. Dacă nu aveți această ustensilă, puteți da forme cu cuțitul. Apoi am așezat frumos modelul de foietaj peste drob. L-am închis bine la capete. Și am uns toată suprafața de deasupra cu un ou bătut. Apoi l-am copt la 190 de grade timp de 40 de minute. Și după ce l-am scos, l-am mai lăsat 15 minute în tavă. Și uitați ce frumos arată! Înainte de a-l porționa, l-am lăsat o noapte la răcit. Este extrem de gustos și este perfect pentru orice ocazie. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă rog să distribuiți această delicioasă rețetă și pe pagina dumneavoastră. O zi minunată!